Sala polivalentă din Dumbrovița a găzduit în data de 8 noiembrie prima ediție a Balului Seniorilor, eveniment dedicat pensionarilor din comună. Astfel că, vinerea care tocmai a trecut, a adunat la sala polivalentă un număr semnificativ de pensionari, aproximativ 300 de persoane din Dumbrovița, care au petrecut ca în tinerețe pe acorduri de muzică populară. Această seară este Balul Seniorilor, este prima ediție care se organizează la nivel de localitate. Era și momentul să ne gândim puțin și la cei care au trecut de vârsta a doua și în această seară am reușit și mă bucur enorm de mult că prezența este foarte, foarte mare. Organizatorii evenimentului, Primăria și Consiliul Local Dumbrovița, au oferit vouchere în valoare de 1500 de lei pentru 16 cupluri de seniori dumbrovițeni care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie.